Continua și cu scaun la cap, că pungi. Uite aici, că vorbeam de om cu scaun la cap. Da. Ce faci, mă, bărbat? Ai revenit. Da. A câte oară l-ai luat? A treia oară. Bine, dacă punem și finala, deci o dată, două ori, asta ar fi a patra oară. Da. Am revenit pentru că ultimii trei ani au fost incredibili pentru mine, adică practic omor mi-a schimbat viața. N-aș putea să mă gândesc că s-ar fi întâmplat toate lucrurile astea dacă nu era umorul, știi? Bine, aici două zile, ai filmat pentru un moment la umor. Da, da, o să încerc, nu știu, mă, o să vin un pic. N-am nevoie de bani, este ok, adică iarăși mulțumit, ai umor în ultimii trei ani, e mai mult decât ok. Imaginează-ți că până să apar la umor, nu știu, show-urile mele erau undeva în jur de 50-60 de oameni și acum avem, nu știu, peste o săptămână avem la Filarmonica din Timișoara, avem deja vreo 400 de bilete vândute. Am avut show în Londra, în Bruxelles, în Germania, în Italia, adică a fost, nu știu, s-a schimbat radical viața. Tu ți-ai gândit la înmormântarea ta? Nu, dar m-am gândit că data trecută, știi că a fost o problemă, că eu am ochiul ăsta și oamenii din jur, eu au simțit că ba se duce într-o parte, ba în alta. Am înțeles. Bine, mai ocolit cumva. Chelo are o problemă că nu se uită la el. Numai că el oricum are o problemă cu ochii. Adică unul e fix, unul e jucăuș. Ochiul care e fix, oricum era pe mine. Iar la jucăuș, jongla între mine și Delia. Ești pirat acum? Să evit în seara asta, ca să nu mai distrag atenția nimănui. Ok. Ce ai zis, Berlea, pe prima dată? Nu știu, îl deranja că mă uitam eu cu ochiul ăsta, că am o problemă la el și când mă uitam la el. Știi că el îi plac chestii foarte intime și te struiți în ochii lui. Noi doi, dacă am fi prieteni, tu mi-ai fi un prieten adevărat? Hai, atenție! Hai, siguranță? Cu ușor așa. Acum ești cu fața scurtă. Ușor așa. Doamnelor și domnilor, din nou pe scena e umor, aplauze pentru Gabriel Gherghe! Sună cunoscut! Bună seara, oameni buni! Un rând de aplauze pentru jurații noștri! Arr! M-a inspirat ultima oară Mihai și am zis să nu-ți mai distrag atenția cu ochiul ăsta care fuge prin sală și l-am scos. Deci... No, glumesc, oameni buni, hai că nu l-am scos, dar... Chiar maică-mea e foarte mare fană de-a ta și a început să facă glume pe seama ochiului meu. Care la cine te uiți, la mine sau la el? Ăsta e avantajul că am un noi care e și în culise acum, care supraveghează este acolo. Este aici? E cu noi, da. A, ai nevoie de apărător. Da, știi, nu mă deranjează că foarte mulți oameni mi-au luat apărare. Vai, nu te lega de ochișorul lui, săracul băiețel. Și mi se pare că suntem un pic panseluțe. Toată lumea e politică, li corect. Stai liniștit, nici noi nu ne luăm de mama ta, sărâna doamnă. E ok, stai liniștit. Mi se pare că am devenit prea mari panseluțe. Ne deranjează orice, totul să fie politică, li corect. Nu vorbim de etnii, nu vorbim de minorități, nu vorbim de femei. Așa, o să vreau un pic de sinceritate în seara asta și vreau să aplaud din sală femeile care recunosc asuma de față cu toți oamenii ăștia la TV că nu știu să conducă, doar ele. Vezi, n-ai făcut... Nu există. Ba. Pentru că sunt cazuri excepționale. Sale excepționale, care acum le-au împins bărbații. Hai, aplaudă. Nu, sunt cazuri excepționale. Dar eu cred că dacă noi bărbații mergem afară în parcare, garantat recunoaștem cam 80% dintre mașinile parcate de femei. Sunt alea pe care zici că le-a dus viitura în parcare. Nu, bărbații nu mai au încredere să dea mașini femeilor, așa că se îmbată și le parchează. Nu, zici că a fost o alunecare de teren care a prins niște mașini, că o să vedeți bărbați după. O să fie, iubire, dar cum ai lăsat mașina asta? Nu, iubire, că eu am pus-o lângă bordură la milimetru, dar a bătut viscolul și a dus-o în stradă. Nu-i vina mea. Să știți, doamnelor, că nu sunt misogin, vreau să vorbim și despre bărbați. Și aici o să am nevoie de ajutorul uneia dintre voi. Delia, mă ajut? Îmi poți spune un defect de al soțului tău? Un singur defect. Petrece foarte mult timp pe tabletă. Am înțeles. E cel mai grav defect, corect? Păi bine, mă enervează. Te enervează? Da. Știu ce faci. Tu faci instastory cu stele pe tablet. Exact. Mai avem alte femei din sală care vor să spună public un defect de-al soțului, iubitului, concubinului, amantului, indiferent de ce legătură aveți cu el? Curaj. Bea, doamnă? Păreți un pic invidioasă. Bea singur. Să știți că e într-adevăr un defect. Cele mai multe femei au răspuns așa, am făcut eu un top pe locul 2, cele mai multe au spus, al meu sfore noapte. No, doamnă, ăla nu e un bărbat care sfore. E un bărbat care e ținut sub papuc și doar noaptea poate să vorbească și el. Dacă vă apropiați cu atenție, o să auziți că nu-i sforăite.
mi-ai nenorocit viața. Iar cele mai multe astea au răspuns pe primul loc, al meu e cam bețiv. O doamnă la Sibiu, că așa drăguți sunt oamenii acolo, a vrut să-l protejeze și n-a spus că e bețiv, a spus, al meu are harul băuturii. Harul băuturii? Eu mi-l și imaginam când eram mic în pătuț, au chemat părinții ursitoarele, erau, ce-i dați la al nostru? Îi dați noroc în bani, în dragoste? Nu, 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 îi dăm harul băuturii. Sunt oameni care zboară cu avioane low cost, că toată lumea evită de chestia asta, să nu spună. Ok, hai, un rând de aplauze ca la aterizare, să ne recunoaștem între noi. Nu mai zbor, dar am zborat. Zbor cu ce apuci dacă zbori. Nu râdeți, sunt oameni care aplaudă sincer acolo, sunt oameni bucuroși că au aterizat, cum ai aterizat tu că asta de avion cu aripa aia strâmbă și cu roata aia desumflată. Nu am avut în spate un băiat mai nebun, a strigat și bis, a mai decolat pilot odată. Cine e cel mai important om în avion? Pilotul. El e ultimul care ia microfonul, tu nu-l cunoști, nu știi cum îl cheamă, nu știi câte ore de zbor are, dar îți spune câteva cuvinte să-ți dea încredere. E acolo, hello, this is Marzio pilot, Michael and together flight to London, approximately 2:55, du-te, am încredere, Michael, hai. Deci Michael calcă pedala, du-ne sus la doamne, doamne, n-are ce să iasă rău. Eu am zburat cu băiatul de la nu suna chiar așa, cred că era mai la început de carieră, a luat microfonul, a scăpat un pic în cabină. Bună ziua, oameni buni, sunt pilotul dumneavoastră, Ionuț. Ionuț? Ăsta e maxim nume de taximetrist, nu de pilot de avion. Și a continuat Ionuț ca să ne mai dea un pic de încredere cu următoarea replică. Și astăzi voi face tot posibilul. Tot posibil, Ionuț? Tot posibil e o chestie foarte subiectivă. Ce înseamnă pentru Ionuț tot posibilul? Poate pentru el tot posibil înseamnă să n-adoarmă la maneta aia în primul sfert de oră. Auzi microfon, doamnă și domnule, nu mai merge la Milano, coborâm la Craiova. Poate da. Face totul posibil. Dar l-am aplaudat cu toții, chiar vi recomand. Și pentru că v-am spus că sunt de la țară, aș vrea să aplaud în sală oamenii care au copilării la țară. Asumați! Bravo! Ești din București, mă, unde copilării? Copilării lângă București, am copilării la țară. Am vrut să spun care au fost crescuți la țară, dar știm cu toții că la țară nu te creștea nimeni. La țară aveai două opțiuni, creșteai sau mureai, e alegerea ta. Noi eram trei frați, ne scotea dimineața bunica în fața ușii, era de asta făcut măta trei, unul se întoarce până seara. Hai! Statistică! Acum s-a schimbat copilăria copiii, nu poți să-l crești fără parenting, ați auzit de parenting, nu? Dar cel mai important lucru și cea mai mare schimbare pentru copii e că nu mai avem voie să-i batem, știți asta? Nu. Problema acum e că există telefonul copilului, unde dacă le atingi sună, răspunde poliția copilului, vine, te arestează, te bagă la pușcăria copilului, nu știu ce dracu-ți facă acolo, bă, este pun să mergi pe jucării, uitați-te de-a prin casă, copil turnător. Mama mea era ca tine, ea nu știa de parenting. Ea când ne vedea că ne băteam între frați, săraca venea repede să ne despartă cu o metodă de om matur și ne bătea mai tare până ne opream. La mama parenting era scris pe palme, era vine parenting-ul, potoliți-vă că mama dracului vrea, psihologia aplicată fac voi. Dar cel mai important e dacă ești tată de băiat. Avem tată de băieți în sală, oameni care au lăsat în urma lor. Bravo! Așa că ai fost mândru, a luat în brațe mâncă la tata, cum duce el numele. Nu cred că vrei să auzi ce mi-am duce spus numele mai nici prima departe. Oară, nici a doua oară. Mai avem tați mândri în afară de el, că el e un pic mai ciudat. Ia uite-i, așa e că l-ai luat în brațe mâncă la tata, cum duce numele familiei mai departe. Umple tot orașul de-al nostru. Aha. Până încep să faci calcule, scutece, lapte, praf, vaccin, iPhone 10. Ce mă, tu de copil. Deci să accesăm fonduri europene să-l creștem pe asta. Dar duce numele mai departe. Nu știu dacă a prins cineva, poate ați văzut în filme, am avut WC-ul în curte. Am mai avut cineva WC-ul în curte? Tatăl meu, deși era sărac, era pasionat de astronomie. O pasiune foarte bună pentru săraci. El nu folosea, nu spunea WC-ul în curte, folosea metaforice. Nu, tată, că noi avem garsonieră terestră cu satelit. În prima iarnă am înțeles expresia. Când mergeai să te prin 10 metri de zăpadă, părea că te c***i pe lună. Eram, am înțeles acum, dă-i la lopată. One small step for man. Și oameni buni, vă mulțumesc și mă înclin în fața voastră. Te-ai oprit la tine. De la nulitate către artist, adică de la mine către tine, îți spun, frate, slăbuț. Multă vorbă, glume puține. Nu sunt fascinat de umorul lui Gheorghe. Are momente bune și după aia este plictisitor. El este inteligent și trebuie să înțeleagă punctul meu de vedere simplu. Nu mă distrează. Sincer, mi se pare că de vii străveziu. Băi, nene, nu îmi place ce faci. Dacă mi-ar plăcea ce faci,
aș râde în continuu. Acum ce să zic? E material pe care îl dau la spectacol. Trebuie să mulțumesc, frate, că așa, trebuie să fii respectos. Da, îți respect opinia. Mulțumesc, domnul Chelu, mulțumesc. Este extraordinar, îți mulțumesc pentru învățături. Ar trebui și tu așa, ca să mă simt și eu cineva. Mulțumesc frumos. Așa, frate. Zi mai tare. E ok. Așa. Nu sunt vinovat că nu-mi place umorul lui Gherghe. Da, socotiți-mă vinovat voi cei care adorați umorul lui Gherghe și înjurați-mă. E foarte simplu, nu vă aud. Astăzi, din punctul meu de vedere, ești la reveniri inutile. Jur. Mie mi-a plăcut. Ei a plăcut și Android-ul. Din punctul meu de vedere, n-a fost rău și crede-mă că nu-s degeaba aici. Aplauze! Avem umor în seara asta. Care este motivul sau care este rațiunea pentru care cineva revine în calitate de concurent la Iumor? Pot să spun rațiunea? În cazul tău, da. Da, eu am terminat anul, sezonul ăsta de mers prin țară cu o parte de material pe care n-am vrut să-l las undeva acolo uitat și am vrut să îl dau și în fața mai multor oameni care se uită la Iumor. Clar și expunerea e un lucru foarte bun. Am o antipatie viscerală vis-a-vis de cei care vin ca să mai ciupească un pic și să mai meargă încă o perioadă față de cum a fost atunci când au venit prima dată, când unii dintre ei chiar n-au pleznit în niciun fel. Și nu pot să-mi dau seama dacă acum a fost ca atunci, sau dacă a fost mai bine, sau dacă a fost mai rău. Pentru că nu ține minte. Ba nu, nu pentru că nu țin minte. Am citit recent un articol prin care lingviștii români au descoperit că înjurătura "mi se rupe p" a fost folosită mai ales în timpul epidemiilor de lepră. Eu aș vrea să văd soundtrack-ul de la 50 Shades of Grey făcut de Tudor Gheorghe. Te-am legat cu frânghie de mâini și îți pusei căluși de gânduri rele. Cu biciu te-am pleznit peste călcâi și ai vânătăi ca niște rândunele. Era un pic mai amuzant în capul meu. Întotdeauna Gabriel Gheorghe păstrează lucrurile bune pentru mai târziu, dar le păstrează pe toate. Greșeală de tactică. Nu, ai revenit, revin-o cum trebuie. Dacă îmi permiți o singură chestie și știu că sunteți deschiși și vă place să comunicați direct, e de apreciat pe Vitor Chelu când un om încearcă să creeze un număr de stand-up într-un mediu care poate nu-i propice stand-up-ului, să-l lași să-și facă treaba. Adică tu mai ai ideea să nu fie propice. M-ai întrerupt de vreo 3 ori. Cu plăcere, frate. Păi să mă rog că prea a fost dintr-o dată serios. Putea să spună chestia asta în alt fel. Știi, mi se pare că era pe seriozitate, pe stai, nu mă întrerupe când fac arta mea. Pe viitor. Trebuie să tac. Nu, nu. Te-a deranjat. După aia poți să vii. Te-a deranjat. Nu, poți să vii pe scenă, poți să-i dai o palmă, poți să spui că e cel mai prost număr de stand-up pe care l-a văzut. Dar cât își face chestia, e de apreciat. Ca de la om care încearcă să facă ceva, să lași. Stai, bă, că ți se poate întâmpla și în sală. Se poate întâmpla în pub-ul ăla, acolo unde faci, să te oprească vreo 2-3 melteni sau să-ți completeze unul sau să spună poanta înainte să o dai. Ce crezi că s-a mai întâmplat? Ce faci, mă? Te ceri cu ăla? Îl dai afară din sală? Serios? Ia încearcă să faci asta, mă. Ia încearcă. Ia vezi când ai turneu în Botoșani și în Vaslui. Ia dă-l afară din sală. Ia vezi. De ce crezi că te-am întrerupt? N-are importanță ce mai întrerupt. Nu, ba da, are. N-are importanță. Eu sunt publicul care a plătit 50 de lei să te vadă. Dacă, pe asta e că n-ai plătit. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!